Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Când eram mai tânăr și sigur locuiam în Rahova, la capătul tramvaiului 2, îmi luasem un obicei care de sâmbătă, de duminică, deci când era weekend, și mă urcam în tramvaiul 2 și la o dată, fără niciun cel. Și eu ziceam, cobor aici. Coboram la stația aia și zic, o iau pe strada asta. După asta ajungeam pe o altă stradă, zic, o iau pe strada asta. Deci fără niciun cel. A fost o formulă extraordinară pe care vă recomand noastră de excursie. Am descoperit un București pe care l-am văzut cu o curiozitate cu care vezi Parisul. Absolut nu. Zic, păi, ia uite, mă, ce, cum se numește strada aia acum, ia uite ce casă e aici, uite ce copac. Dar, repet, totul este să nu-ți propui să ajungi undeva. Și la inspirație. Înainte de a ajunge la birou, în fiecare dimineață eu fac niște o distanță pe jos pentru a face o rupere între atmosfera de Thompson și de acasă și munca de la birou. Niște trucuri de un om harnic și bătrân la om de 75 de ani cu mare experiență a cum poți să muncești cât, adică cum poți să fii cât mai productiv, cunoscându-ți slăbiciunile. Și în ultima vreme am început și eu această experiență. Nu mă duc cu tramvai, da. Merg așa pe o anumită distanță, mă zic, ia să merg pe aici, da. Și uia, este formidabil, este, găsești, vezi, într-una din zile, am găsit pe o stradă aici, în apropierea mea, o plăcuță care spune, aici a locuit între 1940 și 1945 Iuliu Maniu. Și mi-am amintit imediat de venea la București. Mi-am amintit imediat că în multe reportaje despre 20 se vorbește de Iuliu Maniu era acasă. Că rămâi așa uluit. Ei, azi dimineață am ajuns, sigur, Piața Amzei o cunosc, dar uneori trec și prin Piața Amzei. În Piața Amzei, vis-a-vis, cam peste drum de biblioteca municipală, clădire mare așa, este strada care dă din Piața Amzei în bulevard, în maghiar. Am văzut o răvălie care avea următoarea firmă, porcii comozi. Ui, să fie al dracu, cum adică porcii comozi? Mă uit în vitrină, erau, nu erau niciun porc, erau, mă rog, sandvișuri, dulcețuri, da, cozonaci, prăjituri, pandișpanuri, păi zic, porcii comozi. Am intrat și am descoperit o ceva care ar trebui să devină în România, să crească și să înflorească, pentru că e în multe țări europene, afacerea de familie. Un tânăr care era, imediat cum intra cineva se interesa și, mă rog, m-a salutat, probabil că urmărit, și am zis, ce să porți comos? Păi zice, i-am dat, este un titlu senzațional. Păi zice, am spus asta pentru că noi facem aici cele mai haioase sandvișuri. Și într-adevăr era din ăla, nu știu, postrorola. Dar avea, repet, este o afacere de și mi-a explicat. El e familia, la casă, la tejghea era soția, în bucătărie jos sau unii cuptori și ăla era, nu știu, cred că fata, da, este extraordinar. Pe strada mea s-a deschis un soi de take-away, unde tot așa e afacere de familie. Adică, cel care servește e bărbatul, soția este la care dă mâncarea când o comanzi, că acolo la casă este bărbatul și în bucătărie, nu știu, fata, fiul, extraordinar. Deci,
Am spus, pe lângă faptul că porcii comozi de un titlu, am și zis, doar este un titlu de, nu știu, de articol, de pamflet, de ce porci și de ce comozi. Am vrut să atrag atenția și m-am interesat. Mi-am amintit că Tender, domnul Ovidiu Tender, a spus că în America există mine care sunt afaceri de familie. Deci o familie mine. În Italia am înțeles că sunt benzinării, servisuri, tinichigerii, prăvălii, reparatori. Deci, familia. Da, soțul, soția, bunicul, nepotul, este extraordinar. În primul rând, că dă de lucru la toată familia, că se ține în mână toată afacerea și familia este tot timpul acolo. Este. Nu știu, poate noastră știți, mai spuneți-mi și alte afaceri de familie din România, dacă ați întâlnit, și spuneți-mi și hai să facem ceva, să dezvoltăm aceste afaceri de familie, să, nu știu, poate că sunt multe și eu nu le știu, poate că acum le-am descoperit. Care este avantajul la aceste, la mâncarea cumpărată, făcută, fabrică, preparată aici, cum e și la porcii comozi? Ea nu mai este mâncare de supermarket. Deci, prepară acolo cozonacii, prăjiturile, omul e acolo, adică e familie, e ca și cum ai mânca la cineva în familie. Stimați telespectatori, capitalismul, sarea capitalismului o reprezintă mica burghezie, mica proprietate, micul om de afaceri. Acesta duce înainte capitalismul. Nu multinaționale, sigur, și multe, nu multinaționale, nu multimiliardari. Ăștia asigură și de-aia noi nu avem partide de dreapta în România. Că nu avem dezvoltat această degustorii. Voi mă țineți minte, supun Dumitrache, da? Citesc la o carte pe care o să o și prezint. Merde că nu am aici. Fostul director la Microsoft China, parcă v-am spus, am vorbit la un moment dat, a scris o carte care este, cum ar veni, șeful dezvoltării inteligenței artificiale în China. Eu am început să citesc cartea lui, a fost în engleză, s-a tradus în franceză, e o variantă franceză, cred că v-am prezentat la un moment dat. Acum am apucat să o citesc, subtitlul Inteligența Artificială, cea mai mare mutație din istoria omenirii. Și eu nu Nu se vorbesc acum despre inteligența artificială, vă voi prezenta într-o seară pe larg. Foarte fantastic. El vorbește de ce înseamnă capitalismul chinez, înseamnă mari, nu știu, multimiliardari companii, dar înseamnă și ăsta. Dacă vă uitați pe AliExpress, care este un fel de Amazon al lor, vei vedea acolo, cum să zic, mii de firme, mii, fiecare inventează ceva, mi-a povestit când am zis lui Ionuț Cristache că nu știu ce cumpărase de pe AliExpress și l-au sunat aia chinezii. Eu trimis e-mail-uri, să mai eu am primit nu știu ce, cum am cumpărat ceva de ținut tableta, mi-a trimis odată cu tableta o scrisoare, o floare. De ce? Pentru că pentru fiecare de acolo, afacerea aia mică este capitalist și vrea să o dezvolte. Asta trebuie să fie în România. Și acest mic capitalism, fără naționalisme, fără că trebuie să dezvoltăm, nu știu ce, capitalul autohton. Nu! Asta, afacerea de familie, mica afacere, ăla este proprietar, în momentul în care devine proprietar de pensiune, deja începe să gândească capitalist, nu așteaptă de la stat și dacă crește electoral, pune un partid, nu PNL-ul, că partidul PNL e un fel de PSD combinat cu USR. Bine, și acești oameni fac presiuni. Mi-a spus un interlocutor odată la un interviu, cred că domnul director al Oficiului Institutului Național de Statistică, care se preocupa mult de agricultură, drama României în agricultură. Deci, în timp ce Polonia, am mai spus Ungaria, Olanda au ferme de 40-50 de hectare. Aia este baza agriculturii. La noi
sunt ferme mii, mii cu două, trei, patru hectare mici și după asta vin multinaționale. Ei, încă o dată, capitalismul în România se va dezvolta un capitalism autentic și vor fi respectate statul de drept, pentru că ăla care este proprietar, mic proprietar, vrea să-i se respecte statul de drept, nu mai dă mită. Încă o dată, nu știu, poate că în România sunt, poate că sunt sute de mii de asemenea firme, de familie, dar eu nu le știu. Eu pledez. Poate dacă sunt, vă cer scuze, poate trebuie întărite, poate trebuie, cum să zic, încurajate de stat. În România, în centru, unde sunt cafenele la chiriile, sunt uriașe. Că au pus mâna niște șmecheri. Și atunci, ca să poți să dezvolți, să poți să dezvolți acea, repet, nu, n-am nimic împotrivit, foarte bine te duci, dar una la supermarket și una este, repet, buticuri. Am fost într-o zi pe Ștefan cel Mare, este o beție de, cum să zic, de cu flori, cu fructe, cu pandișpan, cu ăla, da? Care nu e în centru, că în centru este în zona asta se mute cafenele. Bun. Am făcut zi și eu așa, să trecem la comentariul zilei. Evident, mai puțin în presa română, dar mult, mult în presa lumii, se vorbește de scurgerile de documente de la Pentagon. Și presa lumii arată că deci este vorba de documente apărute ca fiind strict secrete de din cum ar veni de la din spionajul Pentagonului, că și Pentagonul are serviciu secret, serviciu militar secret, și care au fost puse fără să se știe de cine pe o platformă, ia să vedem așa, platformă, Discord. Nu pe Telegram, nu pe Discord. Este uite, am citit aici, este o aplicație gratuită creată pentru comunitățile de jocuri video. În 2018 existau 130 de milioane de utilizatori unici și în 2020 300 de milioane de utilizatori, dar sunt de jocuri video. Aceste documente au fost acolo descărcate, câteva din ele au fost preluate de Telegram, de ruși pe Telegram, și în acel moment au intrat și în atenția mare presă, New York Times, care au dat, da. Bun. Hai să vedem acum, eu vă spun de pe acum, din cercetarea pe care am făcut-o și cunoscând cum bine, să zicem, viața și activitatea serviciilor, este o scurgere, așa zisă, scurgere voită de dată chiar de Pentagon. Să spuneți cum adică. Păi, în primul rând, hai să vă dovedesc, să raportăm această scurgere prezentată de presa americană, ce nenorocire, Departamentul de Justiție ia în calcul. Și hai să vedem, în primul rând, când au mai fost asemenea momente. Stimați telespectatori, sunt două momente de, cum ar veni, scurgeri în presă ale unor documente secrete. Prima mare se numește, uite că aici am trecut de și eu știu aproape de rost, Pentagon Papers. Este vorba de apariția în New York Times, în The New York Times din 1971, deci într-un ziar, da, al unor documente ale Pentagonului, asumate de ziar, e foarte important, al Pentagonului, care, mă rog, fusese date de un cetățean care și lucrase la ele, Ellsberg, dar nu contează numele lui, contează faptul
că aceste documente scurge, deci e clar, erau documente secrete, ele au fost fotocopiate, mi se pare că s-a făcut și un film, dar ele au fost date în ziar, asumate de ziar și nu au fost date, hai să punem niște documente, ci au fost date sub lozinca sau sub semnul nevoie marelui public de a cunoaște secretele murdare ale Pentagonului în legătură cu războiul din Vietnam. Deci a fost o așa zisă scurgere, o spargere a seifului, a secretelor, care trebuie să fie în orice democrație, pentru ca publicul, marele public, să știe ce aranjamente face puterea de la vremea respectivă în legătură, ce ascunde ea marelui public. Și poate să arate dezastru din Vietnam. Deci era o chestiune civică. Da. Asemănătoare a fost în 1975, în decembrie 1975, articolul lui Seymour Hersh, care și el era, conținea foarte multe date secrete, publicate tot în New York Times, tot care era rațiunea, unul și asumase un jurnalist în ziar, corectitudinea sau faptul că ele aparțineau aparțineau secretului CIA, scopul era de a arăta cum a încălcat legea și propriul statut CIA-ul spionând pe cetățenii americani. CIA-ul nu are voie să acționeze pe teritoriul Americii. A doua mare, așa zis, se zice în scurtere, a fost cea cu WikiLeaks. Da? Țineți minte că WikiLeaks-ul, deci a fost o organizație condusă de Julian Assange, care acum e urmărirea, care a publicat, a spart niște servere și a publicat, asumându-și corectitudinea și ăsta, pe site-ul respectiv, da? Ce s-a întâmplat? Deci, unul, ca și în primul caz, a fost asumat de o persoană, de un site, de o instituție, care zice, bă, ăstea sunt din. Și în al doilea rând, a fost pusă și asta sub semnul unei chestii extraordinare a presei, adevăratei prese, care spune, bă, eu vreau să dau publicității, să vadă poporul ce aranjamente fac, ascund ăștia poporului în culise. Asta a fost. Hai să vedem scurgerea de acum. Da, acum veți vedea, unul nu e asumată de nimeni. Deci, una este un site sau un ziar, să spunem, da, domnule, noi le dăm și astea. Au fost puse pe, auzi, și încă o dată, nu pe Telegram, nu pe site-ul unui ziar, pe o platformă de jocuri video, da? Doi, nu sunt puse sub semnul unei campanii. Adică ai impresia că cineva, așa ar fi imaginea, deci cineva a văzut niște documente, da? Și a fotografiat, tac, 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 și le-a pus pe platformă pe care o cunoștea el. Așa, ai impresia că unul de pe acolo a zis, uite, bă, uite niște documente, da? Ce scrie pe ele, tot secret. Ce contează? Putea să fie și rețete. Pac, 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 pac. Și le-a pus pe de asta pe Discord. De ce? Că o știa. Deci adevărata, cum să se scurgere de informații, spargerea seifurilor este respectivul le fotografia, ce le pedefiza sau le fotografia, se ducea cu ele la un ziar, la un trus de presă, la CNN. Bă, nu spunea, bă, uite, le avem acum și ele erau publicate și verificate. Aia când au publicat și Assange și New York Times, erau convinși că sunt documente. Știi, o să spuneți, mă, da, după canalul Telegram, s-a prins New York Times și apoi și alte ziare și au început să ducă să le vadă. Eu m-am uitat adică am văzut ce au dat presă. Știți ce m-a făcut pe mine? Pe lângă faptul că, repet, nu e asumat. În primul rând,
Ei au venit cu teoria că da, au fost publicate, dar unele sunt false. Păi, cum adică? Stai puțin, ori sunt și nu, unele au fost publicate, dar înainte de a fi publicate au fost falsificate. Asta spune Pentagonul. Păi știu unde știu că nu sunt toate. Cum adică? Repet, când publici documente pentru a sparge seifurile, secretele instituțiilor, nu le falsifici. Dar cel mai important este faptul că principala concluzie care se citește acolo este că Rusia, la nivel de, de serviciu militar, de informații, de FSB, a fost penetrat adânc de americani. Deci, în primul rând, avem de-a face cu un autoelogiu al americanilor. Adică, bă, ăștia, adică cei care. Deci Pentagonul, da, serviciului secret, își dă niște documente unde arată ce mare e el. Bun, dar nu atât de important. O să spune, da, și sigur și de acum, adică au dat, cum să zic, cum adică zice, da, s-au dat și documente în care se vede că americanii spionau pe Zelenski. Și o să vă spun de ce. Bun. Că spiona Coreea de Sud. Și mare, mare descoperire. Adică spiona aliații. Păi, dar mai fost de scandal. De ce a meritat? Că, mă rog, să zicem că este un scandal, nu sună el Coreea de Sud, că sunt aliați. Na. Dacă la noi se dezvolta că spionează, că a pătruns, la noi nu e nevoie să spună că a pătruns SRI-ul, că SRI-ul este filiala din provincia CIA. Hai să fim serioși. Dacă ar fi spus că americanii sunt preocupați să penetreze SRI-ul, eu făceam cruce. Bă, americanii sunt dili, îi penetrezi, slugă. Se duce Helviu și le spune el. Trebuie să penetreze. Cum să spun, cel mai serviciu a penetrației e prin Helviu, prin toată conducerea. Bun. De ce este foarte important? Când a plecat Pacepa, știți că după plecarea Pacepa, care a fost și începutul sfârșitului pentru Ceaușescu, s-a făcut pulbere toată direcția de informații externe. Pulbere. Au început anchetele, s-au schimbat conducerile, oameni care erau sub acoperire eternă, profund conspirați, în sensul că erau plecați de 10 ani în Germania, acolo și găsiseră familie. Familie se căsătorise cu nemțoace, dar nemțoace nu știau. E un român care, nu știu, are un om de afaceri, da? Cu copii. În acel moment, toți. Ceaușescu i-a chemat pe toți. Deci s-a făcut pulbere. Deci momentul în care Direcția de Informații Externe, cea mai puternică ramură a securității, s-a făcut pulbere. De ce s-au făcut pulbere? Pentru că noi am fost intoxicați, Ceaușescu și alții, că Pacepa știe. Nu știa nimic. Adică este așa, bă, intoxicarea a venit tot de la american și a zis, bă, fii atent aici, Pacepa știe și că ăla e acolo și că ăla e acolo și toate rețelele și astea. Și atunci și-au retras imediat. Retragerea asta, Pacepa nu știa nimic. În afară de faptul că a scris o Orizontul roșu, adică a semnat că nu el l-a scris, în care misiunea lui nu era să spună despre spionajul românesc, misiunea lui era faptul să, fiind din anturajul lui Ceaușescu, să semneze acea carte care a fost devastatoare pentru imaginea lui Ceaușescu. Adică era cum acum cu ăștia generali ucraineni care spun despre au, despre George Simion că e spion. Adică, bă, un general care a lucrat cu Ceaușescu, și povestea din alea groane, Orizontul Roșu este un jeg, un jeg, adică un jeg pe care l-a semnat. Bun. Ei, care este scopul aici? Scopul, nu știu dacă va fi și atenție, este ăsta. Vâri în trepidații păruși. În primul rând, pentru că unele lucruri de acolo sunt adevărate despre despionare. Nu sunt însă atât de penetrați, da? Și atunci începe.
Dacă rușii nu sunt atenți acum și nu știu lecții, se fac pulbere, că începe ca și la noi. Anchete, bă, să vedem cine-i scârtițe. Intră suspiciunea, bă, dacă e ăla, dacă e ăla, da, ia să vedem, au zis aia, ia să vânăm lui dacă nu-i sursă. Și s-au făcut pulbere. Deci scopul principal a fost acesta. Să paralizeze păruși. Doi, un alt scop a fost acela de a justifica fie o eventuală amânare a celebrei contraofensive. Ați văzut, a zis, bă, s-a scurs documente și acum rușii au aflat ce mișcare vom face, adică cum ne pregătim noi. Și trei, nu, și trei, e fel de maschirovcă, adică s-a lansat ăsta, vezi, doamne, rușii zic, ia uite mă, adică rușii, ia, nu, calculul ăla care au dat drum, tot Pentagon. Rușii vor spune așa, ia uite mă, noi nu știam că ucrainenii, nu știu, au luptătoare cu fustă. Aoleu, ia să ne pregătim noi. Și în felul ăsta ei se pregătesc, dar de fapt luptătoarele lor poartă pantaloni. Am dat un exemplu. Deci ăsta a fost scopul. Mă telespectator. Este o banală operațiune a Pentagonului, cum să zic, în care el și-a dat drumul la niște documente, după asta, ca să fie și mai mare ceața, au zis că au fost contrafăcute. Asta este jur. Și v-am explicat care sunt scopurile și de ce. Dacă nu era povestea cu penetrarea serviciilor rusești, care în același timp serviciul secret de la Pentagon și a zis și niște pițule, bă, ați văzut mă, ce se spune în documentele fără ca noi să dăm drum. Este ca cu vorbirile alea din stenograme de la Otopeni. Ai văzut, mă, ce zic penalii despre Grindeanu? Vai, că e ciufut, nu se poate discuta cu el? Păi și de ce să credem noi? Păi da, mă, da, ăia nu știau că sunt înregistrat. Ei, na. Adică eu am impresia că și ăla care înregistra, și ălalt, cum să zic, cred că pentru că toată trâncăneala arată că ăla care era înregistrat știa. Și trâncănea. Bun. Ajungem acum, v-am explicat. Deci asta este comentariul zilei, da. Stimați telespectatori, noi avem un premier. El se numește Nicolae Ciucă. Premierul Nicolae Ciucă a fost, nu știu, pe la Focșani și sau nu știu pe unde. Și știți că în ultima vreme se discută că noi avem o mare gaură la bugetul de stat, adică n-am reușit în, nu știu, acest prim trimestru, trimestru să colectăm. Adică e așa, trebuie să colectezi o sumă de bani ca să poți să cheltui, da? Și s-a început o întreagă isterie că se vor reduce posturi cu tare. Și iată ce a zis domnul Ciucă despre asta. Până acum am discutat și am prezentat care au fost motivele pentru care am solicitat ca la nivelul fiecărui ordonator de credite să se ia măsuri astfel încât cheltuielile să fie mult mai bine chibzuite, mai responsabil, pentru că, din păcate, la finalul primului trimestru avem un deficit bugetar de 1,4%. Ori, pentru a ne încadra în ținta de deficit de 4,4%, este momentul acum să luăm măsuri astfel încât să nu ne trezim în trimestru 3 sau în trimestru 4, că trebuie să luăm nu știu ce decizii care să fie mult mai neplăcute, mult mai nepotrivite și de ce să nu controlăm o situație atunci când am descoperit-o și există și intervalul de timp, există și posibilitatea ca la nivelul Ministerului Finanțelor, la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, să rânduim cu responsabilitate fiecare bănuț de la bugetul de stat. Dați-mi voie să râd. Asta trebuia discutat. Deci domnul Ciucă, general, de două ori șef de stat major, a doua oară ilegal, ne spune felul următor. Să începem să cheltuim chipzuit. Păi măi, stimă telespectator, alo, domnul Ciuculete. Păi și până acum de ce cheltuit? Deci hai să ne lămurim.
cheltuiala chipzuită face parte din fișa postului. Mai ales când ești la stat. Cum adică? Bă, avem o problemă cu gaură de și hai să ne chipzuim. Și al doi, ca să poți, problema cheltuielilor nesăbuite, deja cred că v-am sătărat pentru că vorbim mereu. În România există cheltuieli nesăbuite. Cheltuielile nesăbuite ale statului cu propria administrație nu se referă numai la angajările neamurilor. Nu se referă numai la... Se referă la faptul că instituțiile nu au o preocupare în sine ca banii pe care i-a primit de la stat să fie legumiți, adică să nu fie risipiți în acțiuni idiote. Risipa nu e numai prin furt sau prin angajarea cu salarii mari al unui cumnat. Risipă. Un adevărat politician, gospodar, demnitar, nu face risipă. Deci dacă vrei să treci la o, cum să spun, la o politică de cheltuieli chipzuite, asta nu face în 2-3 zile. Că, bă, am spus la toți ordonatorii de credit să-mi aducă în câteva zile, zice Ciucă, un calcul cum vor face economii. Păi, oameni buni, asta presupune o revoluție, presupune că această coaliție, guvernul, de la început spunea, bă, trecem la, cum să spun, nu reducerea cheltuielilor, trecem la o politică pragmatică de cheltuieli chipzuite. Și atunci se face într-o lună, audi, se vedem că, bă, ei clădirea, în clădire, nu știu, funcționează 200 de lifturi, dintre care numai 3 sunt necesare. Deși multe, nu numai așa. Și atunci, când ai făcut după audit, zici ei, nu e măsuri cum era cu apă. Bă, reducem, nu știu, cu 10%. Nu. Reducem în așa fel, după ce ai făcut auditul, pe fiecare domeniu, zici, bă, s-au constatat unde se cheltuiește. Nu știu, se cheltuiește cu călătoriile în străinătate, de exemplu, la Parlament, cu călătoriile în străinătate, care au devenit un fel de excursii cu pașaport diplomatic ale parlamentarilor. Acolo nu trebuie să reduci numărul de parlamentari. Trebuie să vezi, mă, dacă mai e necesar să trimiți o delegație în Thailanda la Congresul Florilor de Câmp, unde participă parlamentarii din, nu știu, Singapore și noi. Și costă delegația până acolo de te-ndoaie. Bun. Din câte știți, s-au petrecut în ultima vreme o serie de incidente în școli. Se discută mult, mult, enorm în spațiul public despre autoritatea profesorului, despre faptul că copiii și-au luat lumea în cap, despre faptul că sunt droguri, violențe. Normal că a fost o conferință la Timișoara, Smart Diaspora, Diaspora în Învățământul Superior, Știință, Inovare și Antreprenoria, da? Și domnul Claus Iohannis a trimis un mesaj. Stimați-le spectatori, în primul rând că dacă îl citiți, vă dor dinți, că nu înțelegi nimic. Mă rog, să fiu întreagă că vorbești de învățământ, zi-mă de înțeles că e învățământ. Profesori, educatori, învățători, școală, bancă. Sustenabilitate, cum să spun, alternanță. Dar nu suflă un cuvânt. Deci Claus Iohannis, marele educator, autorul proiectului România Educată, n-a scris nici măcar pe Twitter despre ce se întâmplă. O normal era ca în final să spună. Și în legătură cu lucrurile care s-au întâmplat în ultimul timp. Noi credem că. Deci, ciucă la fel. Ei când fac aceste mesaje, se uită și ei pe fereastră. Repet, se discută părupte la ora actuală în spațiu public aceste întâmplări. Bun. Cam pe la prânz, așa, am fost sunat că Maia Sandu a anunțat că la ora 7 seara are un mesaj către națiune. Și imediat am intrat în fibrilație. Păi, ce poate mă să anunțe? Mă zic, anunță că
pornește război împotriva rușilor. Ia în stare. Mă, zic, mâine exatul, marți. Mă, poate anunță că se unește. Bă, deci toată ziua instituțiile ei de presă, că toată presa de acolo, din Moldova ei, instituțiile ei de presă, bă, mesaj, nu putem ști. Am ascultat, am văzut mesaj. Și m-ați ales pe care. Mesajul ei este următorul, da? Și ia să vedem în ce constă mesajul, da? Dragi cetățeni, Moldova se află în prezent într-un moment de răspântie. Ce se va întâmpla cu țara noastră și cu viitorul copiilor noștri depinde acum de puterea poporului nostru de a spune lumii clar ce vrem. Este decisiv să ne ținem împreună pe aceeași cale și să o spunem fără ocolișuri. Moldova va izbuti. Moldova, la fel ca alte țări europene, plătește un preț enorm pentru războiul fără sens declanșat de Rusia în Ucraina. De mai mult de un an, tinerii mor pe câmpurile unde anii trecuți creștea grâu. Vă anunț că am lansat inițiativa de a convoca la Chișinău o adunare a cetățenilor în care să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi. Să dăm răspuns celor care întreabă ce vor moldovenii. Un răspuns răspicat și clar. Să se audă vocea noastră, a celor mulți, vocea poporului nostru. Adunarea Națională Moldova-Europeană va fi organizată la 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale. Vocea fiecăruia va cimenta calea noastră europeană. Păi, mesajul spune așa, că a lansat inițiativa, deci că ea vrea să arate că poporul moldovean, din Moldova, basarabean zic eu, o vrea să intre în european și optează pentru Occident. Bun. Dacă vrei să dovedești asta, ai două modalități. Referendumul și vei la referendum și poporul moldovean votează în proporție de 102% că se intre în europeană, că vrea să fie cu Occidentul și nu cu Rusia. Sau convoci alegeri anticipate. Bă, facem alegeri anticipate, partidul meu și cu mine vrem să fim, să intrăm, am ales de cale Occidentul, ăilalți au ales Rusia, votați-ne. Cum vrea ea să se audă, ia să citez așa, deci vrea să arate că noi, să spunem lumii că noi suntem europeni și că aceasta e calea aleasă de noi și anume ea convoacă pentru 21 mai în piață la Chișinău Adunarea Națională Moldova Europeană. Și ce se va întâmpla? Adunare. Adică ea, deci puterea ea, nu opoziția, aduce niște oameni în piață. Păi Dragnea, cum să spun, toate pe Dragnea, mai țineți minte când era pe vremea lui Dragnea, au organizat și el un meeting. Deci acolo sunt meeting-uri ale opoziției, e treaba lor. Și atunci ea, în replică, organizează un meeting. Păi diferă de ceva de meeting-ul lui Dragnea? Că ei organizează puterea. Nu știu. Dacă, de exemplu, venea din popor, stimată doamnă președintă, noi vrem să organizăm. Nu, ea zice, organizează ea. Da. Și zice, vin cu un îndemn către toți, oamenii care lucrează pământul, pe deal românoară, da? Profesori, studenți, organizații, antreprenori, manageri, să sprijinim visul nostru comun, să dovedim, vrem ca Uniunea Europeană să fie la noi acasă, suntem la o răscruce, decizii mari se iau de oameni în piața Marea Adunări Naționale. Opa! Stați un pic, adunarea aia, ca și la Dragnea, că Dragnea a făcut mitingul ăla împotriva mitingurilor tefeliste și ale societății civile, el este reprezentativ? Adică înainte de pentru adunarea asta se face așa un fel de vot pe localități și spune reprezent,
localitatea noastră, nu știu, Bălți, trimite pe 10 tărâțe pe Pușoi și ăla să ne reprezinte și cu mandată să strige vrem un european. Bun, chiar și în aceste condiții. Și m-am gândit, adunarea națională, și m-am gândit, bă, de unde e inițiativa asta? Păi, stimați telespectatori, această inițiativă o știu pe de rost de la Castro. Eu am studiat pe Castro, știți că tot am vrut să public, determinat, cartea despre prin Cuba lui Fidel Castro. Fidel Castro are, avea și parlament și ăla, dar el avea ceea ce se numea democrația directă. Adică în piața Revoluției din Havana convoca 100.000 de oameni care întruchipau poporul și se constituiau într-o adunare națională, ca și la noi. Și acolo el zicea, deci Maia Sandu va veni și va spune, vreți să fiți occidentali? Da! Și la sfârșit, Maia Sandu, ați văzut? Deci poporul moldovean a decis prin intermediul reprezentanților săi din piață, cu ridicare de mână, să fim europeni. Ce făcea? Casa era formidabil. Deci, și, sau casa. Castro venea la tribună și spunea, romanezi, sunteți de partea Revoluției. Oh, făceau. Normal. Vreți să luptăm împotriva imperialismului american? Da! Și la sfârșit că nu. Deci, poporul cubanez, reprezentat în această piață, de cei care sunt în piață, a decis. Vom lupta împotriva imperialismului american. Cea mai tare poveste și ce a fost cu casa a fost așa. La un moment dat, el o nebunie și puțin. Înainte de 89, ei erau cu trestea de zahăr, cu zahărul. Și aia, trestea de zahăr, la ei, că m-am și specializat, trebuie, o mare parte trebuie manual, adică jaf, 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 cu maceta aia, da? Și atunci a hotărât el, bă, trebuie să depășim, nu știu, era prin 60 și ceva, planul la cules trestea de zahăr. S-a numit, la ei se numea zafra. A zis, dacă nu îndeplinim chestia asta, eu îmi dau demisia. N-am îndeplinit. A convocat o adunare în piața Revoluției și a zis, Obanez, eu sunt de vină. Putare, să demisionez? Și a zis, nu! Să demisionez? Nu! Castro a zis, adunarea națională a poporului cubanez prin intermediul pieței Revoluției a decis, eu nu voi demisiona. Bă, dacă voi nu vreți, dacă poporul, păi nu, că nu fusese referendum. A zis că ea din piață, așa și cu Maia Sandu, deja, stimați telespectatori, încă o dată, toată stima pentru Republica Moldova și toată stima pentru sprijinul pe care îl dă democrațiile occidentale. Dar asta nu este democrație. Moldova, Republica Moldova, are nevoie de stat de drept dacă vrea să intre în Europeană. Stat de, indiferent cine e la conducere, că este Dodon, că e Maia Sandu, că e Tărâță, că e Popușoi, că e Flori de Mac, trebuie să respecte statul de drept, adunarea națională, cum e aici, adunarea națională Moldova-Europeană nu este trecută în Constituție. Poate fi cel mult un miting. Deci măcar ca manifestare, ca la Dragnea n-are valoare, că puterea organizează, ea e putere la putere și poate organizează-o din ăla. Nu știu, poate că și la Dragnea, deci că au venit PSD și atât mai țineți minte, spontan. Dar erau adevăratele adunări de mișcări de protest, reale sunt cele ale opoziției, că când puterea o le organizează, pune trenuri, pune autobuze. Bun. Deci, prin Maia Sandu, pe care noi, pe feliști de la noi, sunt căzuți în limbă, se inaugurează în această parte a lumii, se implementează, cum să spun, democrația de tip Castro. Castro a spus așa. Foarte frumos și parlament. Bă, dar adevărată democrație e cea directă, da? Poporul adunat în piață hotărăște. Nu numai la... Au fost și în alte piețe.
Dacă e hotărât, au strigat da, nu, gata. Vreau să vă spun că mâine seară, de marți, voi avea la emisiunea Față în Față cu Ion Cristoiu pe părintele preotul Mihail Neațu. Domnia sa este preot la, dacă nu mă înșel, adică la o parohie, parohia Herăstrău. Mă rog, când te duci pe Pipera, când vrei să o iei pe podul ăla, vei da de o biserică. Eu de fiecare dată când mă duc la Sinaia și ca să ajung la autostradă, întotdeauna dau de acea biserică. Este mai, un pic mai sus de ambasada Chinei. Eu am o discuție, un dialog cu părintele, nu pentru că e Paștele. Așa se face. Ba, a venit Paștele. Nu. V-am mai spus, poate, domnia sa este... Deci, preotul, poate că știți cei care vă duceți la biserică, la sfârșitul liturghiei ține o predică, are și un semn romedan negativ, predică, adică mai întâi predică. Da? Predica constă în citirea unui fragment din Noul Testament, din Evanghelii, corespunzător zilei respective, uite, rusaliilor, așa, despre Iisus și apoi preotul comentează pilda, parabola lui Hristos care a fost așa și spune niște lucruri celor din biserică moralizatoare. Nu știu, umblați, să vă îmbrăcați, să vă ghifluiți, foarte important, da? De ce stau de vorbă cu domnul, cu preotul Neațu? Din alt motiv, pentru că domnia s-a scos două volume, am aici numai volumul 2, de predici. Este ceva o chestie. Deci predicile pe care le-a ținut el acolo s-au devenit, uite aici am făcut așa, au devenit predici. Hai să vedem cum arată, da? Ia să vedem aici, așa. Așa. Duminica 10-a după Rusalii, da? Așa, aici. Aici este, aici este din Evanghelie, Matei 17. Să nu, nu, să, chiar am citit-o. De ce? Volumul 2, în volumul 1 nu are, nu mai trece, deci le-a citit și fragmentele din Evanghelie. Eu le-am citit, mi-am reamintit, cu ocazia asta mi-am reamintit alea din Evanghelie, da? Textele. Și părintele scrie foarte bine pentru că dă exemple din istorie, adică și explică. Și sutașul era din partea cotropitoare, adică formidabil. Deci nu fac și voi face un dialog despre ce înseamnă predica, dacă ești, dacă poți să faci chestii politice în timpul campaniei electorale. Ultimei campanii electorale Aura câștiga pentru că toți preoții din sate la sfârșit în predică vorbeau de Aur. Nu știu dacă poți să faci politică, dacă nu vine Sfântul Sinod sau Patriarhia și se interzice. În același timp este foarte interesant rolul preotului și puterea preotului într-un sat o știu și din Găgești. Sunt tare curios ce putere și ce autoritate are un preot într-o parohie din București, aproape din Buricul Bucureștiului. Care sunt raportele cu primarul de sector, care sunt raporturile cu patriarhia. Este, va fi, deci, neapărat să vă uitați că nu va fi un dialog despre ăla în care vă zice cu Doamne, Doamne, știi, cum în perioada asta va fi... După Dan Deaconescu va veni perioada de Paști, o știu de pe acum, de 30 de ani. Unde mâncați, ce pregătiți, ce cozonac faceți, unde petreceți Paștele, să ciocnim ouă roșii și iar filme cu Iisus. E frumos, da. Asta va fi mult mai interesant. Mulțumesc, la revedere!